Uneori îmi vine în minte una din curiozități. Ce-ar fi viața asta, oare, de-am vorbi în versuri toți? De exemplu, ești în trafic, bară la bară, în jur, de la statul ăla în scaun, te doare adânc și... Hai mâncați-aș mai cu grabă, chiar nu știu ce să mai fac, stau de 4 ore în coadă și pe mine rău, mă. Ia așteaptă, frate, acolo, ce să-ți fac, asta e viața. Și eu stau de mult aici și trebuie să zic, eu m-aș... Ia vezi-ți, bă, tu de treabă, firar, dracu de buhai. Acolo, în intersecție, un semnal n-ai vrut să dai. Cum ai spus tu mie, Vere? M-ai jifnit așa urât? De cobor eu din mașină, ce bătaie am să... Tu-ți gura, mătii, ție să mă ameninți, îți permiți? De cobor eu din mașină, îți dau afară vreo 3 dinți. Bă, dar tu chiar ești prost, frate? Ia mai las-o mai domol, că cobor acum de aici, așa ai să vezi, atunci omor. Sau poate la medic, oare, când te duci mai cu folos, că ai o problemă mare. Te mănâncă acolo jos. Domnule, am să fiu sincer, analizele sunt cam terci. Nu știu ce ai făcut, dar cert e că ai câteva ciuperci. Ce ai făcut? Ai fost cu vreuna? Tare rău te-a cam mâncat. Ce să-ți fac dacă ai fost fraier și nu prea te-ai protejat? Da, da, știu, dați-mi pastile și promit că le-am băut. Dacă e nevoie, chile, nu mai să pot iar să... Am să-ți dau tratament, domnul. Te va face să strănuți, doar că vestea proastă este 4 luni, nu poți să... Vai de mine, cum fac asta? Voi ajunge clar senil. Dacă n-am activitate, mi se vor umfla de un chil. Sau poate când ești la școală, într-un mediu mai anost, proful din bancă te scoală, fiindcă știe că ești... Ia mai spune, măi, elevul, lecția ți-ai învățat? Că de nu îți pun un 4 și te bag într-un... Mă iertați, domnul profesor, n-am putut să învăț, vă jur. Când încercam să-mi fac tema, mă dorea de ea în... Cum îți permiți tu de astea să-mi zici mie? Asta e nou. O chem pe măta la școală, dracu, să te ia de... Cheamă, boss, că o să vină. Am așa un sentiment, de când a plecat din țară, n-am văzut-o prea frecvent. Ori poate la magazine, când îți faci cumpărături și vezi o gagică faină la raionul Murături? Nu te supăra, domniță, întreb și eu ca băieții, nu vrei să-mi dai WhatsApp-ul? Că-ți cam place castraveții! Nesimțitule țărane, vezi, poate mă enervezi și am să-l chem acum pe iubii de ai să vezi stele verzi. Cheamă-l, dragă, uite acum, fix acum cheamă-l zău. Vezi că eu mă duc la sală, nu mă sperii un fătălău. Păteleul ăsta, nene, tu, băi, față de inox, vezi că are vreo 2 metri și e campion la box. Aoleu, să moară Franța, cred că mama m-a strigat. Îmi cer scuze, domnișoara, scuze că te-am deranjat. Sau în parlament, băi, frate, ce fain ar fi să mă duc, să văd ce se întâmplă, oare, cu cei care ne conduc. Dragii mei colegi, de astăzi am crescut PIB-ul, mă jur, dar de oamenii de acasă ne doare adânc în... Curios este doar faptul că de când toți stăm așa, nu s-a prins încă mai nimeni că ni se rupe... Pe orgolii și rahaturi noi deciziile luăm, cetățeanul și votantul, pe el noi fix ne... Sau la popă când mergi, oare, undeva pe un deal sau dâmp, atunci când cauți iertare, fiindcă ai călcat cam strâmb. Să rămână, măi părinte, îmi pare rău că am călcat. Ce să fac acum, sfinte, ca să fiu din nou iertat? Fiule, este chiar simplu. Dacă spui că a fost un val, te iertăm de-ți pare rău și de lași și cașcaval. Dar de când politica asta, fiindcă nu știam așa? Păi și nu primesc iertare dacă nu am ce dona? A, ba da, primești, copile, dar am vorbit cu domnul eu și a zis, nu dă nimica? Atunci îl iertăm mai greu. Trebuie să te rogi multă vreme, la mătănii să te apleci și după promis temeinic că nu o să mai faci în veci. Păi dar cum, ce treabă are? Parcă nu-i despre bănet. Și nici nu am cash la mine. Dar las lanțul la maneț. Ohoho, păi lanțul ăla chiar e gros, mă trec fiori. Dacă lași pe tot aici, mai primești 3 dezlegări. Ai văzut că ne înțelegem și găsim lucru comun? Parcă altfel stăm de vorbă. Hai, salută-l pe jupân. Deci viața ar fi ciudată. Sincer, trebuie să apreciem că nu e așa limitată și vorbim exact cum vrem. Acum e clar un lucru. Indiferent ce am vorbit, important este un lucru. Să putem conviețui. Și aș mai dori să adaug ce e clar și este drept. Toată poezia asta este un mare pamflet. Deci nu te urzica acum de la ceva ce am spus. Înțelege, e o glumă, nu sări de cur în sus. Te dea supărat vreo glumă, nu asta e intenția. Trebuie să râzi să te simți bine, că e glumă. Ce pana mea.